astăzi am revenit cu un tutorial cu lucrul acesta care este inspirat după o poză cu Demi Lovato. Un look pe care mi l-a cerut o subscriberiță care mi l-a cerut de foarte mult timp și din păcate n-am avut timp, adică a trebuit să fac alte clipuri neapărat și n-am putut să-l fac pe acesta. Îmi cer mii de scuze că l-am făcut atât de târziu și sper că mă va ierta, dar am revenit cu tutorialul ăsta și am încercat să îl fac cât mai la fel și exact ca în poză, ca să fie cât mai mulțumită și sper că vă place și vouă și dacă vreți să vedeți cum am realizat acest lucru, puteți-o în continuare. În primul rând vom aplica o bază de machiaj și eu voi aplica pe cea de la Radiant. Voi începe prin a aplica un maro mediu bej pe toată pleapa cu o pensulă de blending. Apoi voi lua un burețel ca acesta și cu un negru, poate să fie negru mat, negru cu sclipice, o să-l folosesc pe acesta de la ELF. Îl vom aplica exact la rădăcina genelor. Ce voi face pe ca să nu îmi curgă negrul în zona asta, voi aplica pudră, exact așa. Și în felul acesta tot ce cade pe pudră și pe aia o să iau totul cu pudră. Ideea este să începeți de la baza genelor și să urcați foarte, foarte ușor în sus. Ok, acum voi lua o pensulă de blending curată și voi amesteca foarte bine negrul. Mai departe voi mai lua foarte puțin negru pe pensula de blending și voi aplica în pliu. Apoi voi lua un cărămiziu spre maro, puțin sidefat, cu o altă pensulă de blending curată și îl voi aplica deasupra negrului în pliu. Acum voi lua un fard bej deschis și de fat pe post de highlight și îl voi aplica exact sub sprânceană. Și apoi cu pensula de blending care am folosit-o mai devreme pentru cărămiziu, voi amesteca tot foarte bine. Ok, acum același fard bej îl voi aplica în colțul interior. Acum cu o pensulă de pudră voi îndepărta pur și simplu toată pudra de sub ochi. Dacă
dacă vreți, puteți să mai folosiți puțin corector sub ochi pentru a ilumina foarte bine zona, mai ales pentru că ea în poză are ochii foarte luminați. Bine, este și poza cu blitz și totul pare mult mai deschis la culoare decât este de fapt, dar oricum are într-adevăr ochii foarte luminați. Eu voi mai folosi puțin corector. Voi lua un creion negru simplu și îl voi aplica pe linia genelor de jos, pentru că dacă observați în poză, ea are puțin linia genelor conturate, dar nu are față, altceva, este doar foarte, foarte puțin. Nu voi face decât să îl aplic printre gene. Iar asta nu face decât să accentueze foarte, foarte puțin genele separat ceva mai dese. Iar acum, cu o pensulă foarte mică, voi întinde foarte puțin creionul ca să nu rămână așa evident. Dar nu mai mult, pentru că nu vreau să devină prea smoky. Ok, acum cu un eyeliner cremă voi trasa o linie foarte subțire pe pleoape, cât mai aproape de linia genelor, doar ca să intensific negrul de la linia genelor, nu pentru altceva. Voi aplica rimel. Ok, acum voi contura fața cu acest bronzer și cu o pensulă din acesta pentru contouring. Nu voi contura foarte, foarte mult, pentru că ea nu are contur foarte puternic în poză, dar cât să-mi scot în evidență pomeții. Și acum, cu o pensulă pentru blush, voi folosi acest blush roz piersică. Îl voi aplica exact de aici, de pe pomente. Următorul lucru pe care îl voi aplica va fi acest highlight de la MAC și îl voi aplica cu o pensulă ca aceasta mai mare, pentru că ea în poză are foarte mult highlight. Și ultimul lucru, buzele, voi aplica acest gloss de la Rimmel și are o buză ceva mai piersică și n-am avut niciun ruj mai piersic, așa că o să folosesc acest gloss. Ok, cam acesta este look-ul.
nu știu cât de mult seamănă și cât de mult să vă dați seama de look, pentru că na, ea are o formă a feței diferită față de a mea, alt ten, altă formă ochilor și normal că același look nu va arăta la fel pe mine cum arată pe ea. Dar am încercat să recreez exact același look, cam cu aceleași culori, vă dați seama, nu am exact aceleași produse, dar eu zic că seamănă destul de bine. Singurul lucru pe care nu l-am aplicat au fost genele false. Nu uitați să-mi dați subscribe, să-mi dați follow pe Twitter, să intrați pe Forum Spring, să-mi puneți cât mai multe întrebări și puteți să intrați și pe Facebook, să-mi lăsați și acolo întrebări și pe blog o să găsiți mai multe poze cu produsele. Și nu uitați să vă uitați și pe canalul meu de vloguri zilnice. Pa, pa!